Reprezentanții Direcției Regionale de Statistică Olt au dat publicității ultimii indicatori economico-sociali la nivelul județului. Potrivit acestora, în luna martie, salariul oltenilor a crescut cu 16,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, câștigul salarial mediu net în Olt a fost de 2.509 lei, el fiind cu 14,2% mai mare și față de luna februarie a acestui an. Potrivit statisticilor, în luna martie acestui an, cel mai mare câștig salarial mediu net s-a înregistrat în servicii și a fost de 2.582 de lei. În Olt nu s-a înregistrat doar creșterea ale salariilor, dar și ale numărului de angajați. Luna trecută, numărul salariaților a fost de 70.988 de persoane, mai mare cu 2.209 persoane față de aceeași lună a anului trecut. Marinarii americani și soldații români din baza militară 99 de Veselu au primit pe 1 iunie vizita a peste 100 de copii din județul Olt. Evenimentul a avut loc cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului. Pe parcursul clipelor petrecute în baza NATO, militarii le-au arătat copiilor o gamă largă de expoziții și demonstrații statice. De la întâlnirea cu prichindeii nu a lipsit capitanul Carlos Washington, ofițerul comandant al NSF de Veselu și Răzvan Brătulescu, comandorul bazei militare 99 de Veselu. Totul a fost făcut public de militarii americani pe pagina de socializare a bazei NATO. La finele acestei săptămâni, într-un anonimat aproape total, la Caracal s-a desfășurat cea de-a 49-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Călușul Românesc. Numărul formațiilor participante a fost mult mai mic decât la edițiile precedente. Dacă la acest capitol s-a înregistrat o scădere, nu la fel au stat lucrurile în privința prestației artistice a participanților. După două seri frumoase în care jocul magic al călușarilor a încântat sutele de spectatori prezenți la Teatrul de Vară din Caracal, juriul a decis ca marele premiu să ajungă în posesia călușarilor de la Cezieni. Fotbaliștii slătineni își continuă parcursul în Cupa României. Ei vor întâlni joi cu începere de la orele 11 formația Iancujianu. Întâlnirea face parte din cadrul rundei a patra a fazei județene a Cupei României. Dacă vor accede în sferturi, fotbaliștii slătineni vor întâlni formații mult mai puternice decât până acum. Conducerea echipei este încrezătoare în jucătorii slătineni și este convinsă că echipa va depăși faza județeană. Socialdemocrații olteni se pregătesc de mitingul organizat de partid sâmbătă pe 9 iunie. Acesta este organizat pentru a atrage atenția cu privire la pericolul pe care îl reprezintă statul paralel pentru viitorul acestei țări. PSD Olt este pregătit să deplaseze în capitală circa 10.000 de membri și simpatizanți. Deplasarea se va face cu autocarele sau mașinile personale, organizarea plecării făcându-se pe zone sub conducerea parlamentarilor. Mitingul social-democrat programat pentru sâmbătă va avea loc în Piața Victoriei cu începere de la orele 20.